Salutare Alva Games. Bine am regăsit la un nou episod dintr-o serie pe care am făcut-o deja, adică am început seria de Subnautica. Ei bine, îmi place foarte mult jocul, dar pur și simplu la primul episod pe care l-am filmat nu s-a strâns atât de multă susținere, adică nu au fost atât de multe like-uri și atât de multe vizualizări încât să crezi că bă, ce mult vă place. Nu s-a întâmplat chestia asta și m-am decis să mă mai joc eu solo pe lumea mea de Subnautica și am reușit să fac câteva chestii, am făcut mobile vehicle bay-ul, am reușit să fac o chestie de care sunt foarte mândru, am reușit să fac Seamoth-ul și deci practic nu sunt foarte în față. Ce pot să zic că am făcut foarte tare este laserul de care aveam nevoie, avem și chestia asta, Siglide-ul ăsta. Avem și cuțit, avem self-scan și nu știu ce mai avem prin inventar pe aici, pe la noi. Foarte, foarte multe nebunii. Dar ce sunt eu foarte interesat să fac este să caut fragmentele pentru Cyclops. Dar înainte să începem să facem chestia asta, nu știu dacă am pești până asta. V-aș ruga mult de tot să nu uitați să apăsați butonul de like și să-mi spuneți în secțiunea de comentarii dacă mai vreți să mai facă episoade de Subnautica. Pentru că... ăsta n-a fost... își face. Pentru că... mie îmi place foarte mult seria și chiar sper din tot sufletul să vă placă și vouă. Chiar sper să vă placă, deci spuneți-mi în comentarii, apăsați butonul de like și promit că vom filma mai mult Subnautica. Hai să facem rost de niște peștișori din ăștia pentru a-i mânca. Unde-i, mă? Ia vine, mă, peștișorile. Ia-l, mă. Așa, bun. Trebuie să iau niște peștișori din ăștia să-i mai mâncăm pe aici și pentru că... o să mor de foame dacă plec în expediție și nu o să am peștii din ăștia prăjiți la mine. Și din aia pentru apă mai vreau. Nu-i văd. Nu-i văz unde sunt. Nu văz peștii. Faza e că o să fie destul de horror jocul mai pe acolo, pentru că sunt șanse foarte mari să găsim leviatanii aia. Știți voi despre ce vorbesc. Este vorba despre leviatani, fel de, mă rog, Reaper, pot să-i spui Leviathan Reaper. Sunt pe acolo chestii Reaper aia și nu este destul de bine, pentru că sunt foarte, foarte periculoși. Aia mă pot omorâ instant și mă pot arunca din Seamoth și mi-e frică să nu-mi stargă Seamoth-ul, pentru că am stat foarte mult până am reușit să găsesc fragmentele pentru el. Și în afară, adică nu pierd fragmentele, că eu o să am blueprint-ul, doar că o să trăiască să-l reconstruiesc și o să-mi trăiască din nou uneltele pe care deja le strânsesem. Deci, sucks. Bun, hai să vedem. Hai să ne facem de mâncare, îl facem niște apă și niște mâncare pe aici și după aia mergem în expediție, în căutarea fragmentelor pentru Cyclops. În primul și în primul rând știu pe unde ar trebui să găsim aceste elemente, adică, hai să dau și papucul jos din picior, opa, așa să mă pun și mai comod aici, știu unde ar trebui să găsim fragmentele pentru drăguțul nostru Cyclops. Motorul, o să trebuiască să mă documentez pentru a putea vedea unde îl putem găsi, fragmente pentru motor, dar în rest știu unde. Și trebuie un nou fragment, ceva de genul. Deci, este ce eram curios, vreau să văd la tools. E ceva nebunie de... ăsta, Habitat Builder. Ah, dar nu-mi trebuie încă, nu mă apuc încă de Habitat, n-am nevoie momentan. S-a făcut și seara exact ceea ce speram să se întâmple. Și ne urcăm în Seamoth. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. Îmi place foarte mult. Mă simt foarte în siguranță în Seamoth-ul meu, sincer. Ia, mănâncă-mă și bea. Bea așa, bravo. Hai. Bun, deci care este direcția? Trebuie să mergem încolo. Din păcate este seară, iar pe mine personal v-am spus, mă sperie foarte tare jocul ăsta. Nu-mi place chestia asta, dar e ok, nu prea avem de ales. Deci vom merge pe timp de noapte în baiamul acesta, mai degrabă ia stați un pic, că știu că să mă ghidez după navetă, dar mai degrabă e încoace la mine. Deci trebuie să mă duc încoace un pic, știi? Fii mai în jos, așa. Deci trebuie să coborâm, da, uite, pe aici trebuie să mergem. Trebuie să dăm de astea, perfect. Și trebuie să mergem mai mult. Adică dacă nu le putem găsi de repede, tot ce sper să nu găsim Reaper. Deci dacă întâlnim Leviathan din aia, cred că aici am fost, dacă nu mă înșel. Eu așa mă amintesc. Deci n-am ce să iau din asta. Sper doar să nu găsim Leviathan din aia. Încoace, trebuie să merg încoace. Bun, nu încolo, da, poate încoace, nu știu. Sau încoace e alt biome. Da, e alt biome. Nu pe aici trebuie să iau eu. ok, uite niște din aia pe acolo. Și faza e că Leviathanul ăla
Este atât de rapid. Dar nu pe aici, cred că doar pe aici, doar prin zona asta. What the fuck is this? Cred că Leviathan, deci Leviathanul ăla e de rapid încât nu pot scăpa, bro. Ce sunete urâte fac ăștia, bă, nebunule. Deci la de Leviathan e, nu putem scăpa. Cred că sunt ceva fragmente pe aici. Hai să uităm, nu știu. Hai să vedem, nu știu. Bioreactor. Nu exact ceea ce îmi trebuie. A, dar aveam bioreactor și mi-a dat titanium. Scanner room. Nu știu dacă am făcut scanner room-ul. Nu cred, nu. Dacă mi-a atâta să-l scanez, n-ar trebui. Da. Bun, deci avem scanner room-ul. Interesant. Ce mai avem pe aici? Supply crate. Ia, dă-mi. Dă-mi acea baterie sau ce mi-ai dat tu. Cred că e o baterie. Oh, nu, 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 nu. Scanner room, nu-mi trebuie. Nu, încă un dolar. Ferește-te, ferește-te. Oh, doamne, mă bate ăștia, mă bate ăștia. Fugi, 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 fugi. Ce asta? Ce asta? Metal salvage, nu-mi trebuie. Ok, fugi. Bun, bun, bun. Mă mai uit un pic pe aici. Eu sper să fie ceva, dar văd că nu-i nimica. Da, hai back. Să trecem înapoi în Simoth. Absolut nimica. Deci absolut nimica, nu-mi place. Oh! Ideea ar fi să nu mi-l lovesc, dar... Deci vedeți și voi, nu găsesc nimic. Poate să mai mergem mai în față, nu știu, hai să vedem. Și să coborăm așa ușor. Să ne uităm noi pentru flag pentru fragmentele Cyclopsului. Ok. Încoace nu cred, nu știu, și pe aici ar trebui, nu știu. Vă niște cutii astea, dar nu prea mă ajută pe mine cutiile astea. Și ce foarte multe chestii, dar care tot așa nu mă ajută. Ce e aia? What's that boy? Ce e asta? Simoth, Simoth am, băgameș. Urcă-l-am, băi. M-am speriat. Ah, doamne, ce mă bucurasem, credeam că găsisem. Dar era pentru Simoth și Simoth nu mă ajută. Metal Savage-ul chiar nu mă ajută. Alt Metal Savage. Pe aici, nimica. Nimica. Îmi suflu nasul, deci sunt foarte răcit. Asta e chestie clară. Deci sunt super, super răcit și... Și sper să găsesc și eu ceva. Pe momentan nu găsesc nimic. Ori poate, sper că n-am trecut pe lângă nimic fără să-mi dau seama. Nu știu. Bă, haide încoace să vedem, poate pe aici găsim ceva. S-a lovit un pește de barca mea. Mă rog, de barca, de Simoth. Mă barca din Simoth ăsta. Pietrele astea cad sau stau în aer? Am impresia că ele... Da, cad. Cad. Ok. Interesant. Am văzut ceva activitate extraterestră deja. Pietre care... What's that? Nu știu dacă e bun. Cyclops Hall! Bun! Nu credeam că îmi trebuie asta. Bun, deci am făcut rost de Cyclops Hall, ceea ce este foarte, foarte bine. Bun, ne putem urca înapoi în Simothul nostru, să sperăm că nu va fi lovit de pietre sau ceva. Apare nu. Oare e ceva în asta? Bă, e ceva, dar e laser cutter și laser cutter am. cred că e scanner room, parcă, nu? Da, parcă e scanner room, ia. Să mă asigur. Scanner shit, nu trebuie scanner room, bro. Oh my god. Uite, ceva? Sau? Nu, mi s-a părut. Bun, căutăm. Căutăm în continuare. Sunt sigur că o să dureze foarte mult. Asta e doar piatră, nu-mi trebuie piatră. Come on, dăm ceva, un alt fragment, că oricum mai trebuie să caut multe, din câte știu, deci
nu prea am găsit nimica de Cyclops. Dar caut, nu-i problemă. Ia pe aici. Au, pește, m-ai speriat. Nu știu de ce m-a speriat. În mod normal îmi place cum se vede, că se vede așa mișto, dar... Acum m-a speriat puțin peștere. Holy shit, nimica pe aici. Bă, da, chiar nimica. What's this? Ce-i treaba asta? Alien vent? Oare mă rănește? Nu, no, nu-mi face nimica. Ok. Ceva. Cyclops Bridge Fragment. Yay. Mamă, cum stătea aici ascuns așa. Am găsit una din 33, mai avem. Cyclops Bridge Fragment. Încă una. Una lângă alta, interesant. Bun. Mai degrabă mă uit așa pentru că... Uite încă ceva? Ah, nu e un nou de ăsta, nu-mi trebuie ouă. Nu vreau ouă. Unde-i Simotul? Ah, uite-l. Să nu-l pierd. Ia să vedem noi ce mai găsim pe aici. Oh! E pentru... E bun? Cyclops! Bun! Cyclops Bridge Fragment. Luăm și ăsta. Deci avem blueprint-ul de la Cyclops Bridge. Tare! Mai avem de găsit încă două sau trei, nu știu dacă mai... Sau care... Stai să văd. Unde pot să văd ce mai am de găsit? Cred că în blueprints, da. Iar la Cyclops, unde ar trebui să avem... Deci la Cyclops mai am de găsit... Da, deci mai am de găsit din hall încă două din astea. Și hall-ul l-am găsit mai în spate. Acum nu știu dacă tot va trebui să mă duc mai în spate sau nu. Eu cred că hall-urile alea măcar sunt mai mari, știi, și le găsim mai ușor, cred. Mă, normal, trebuie să le văd mai repede, dar nu le găsesc, asta e problema. Măi, știu de să mă ghidez după chestia asta, cred că m-am apropiat prea mult de ea și pe aici nu cred că o să găsesc, dar nu știu, vedem. Uite unde ăla. Mi-e mers să-mi dau de Leviathan, fiindcă din... Nu pot să mă duc mai adânc de atâta oricum cu Cyclops-ul, cu ăsta cu Simoth-ul și oricum mai bine plec din zona asta pe lângă de aici. Nu știu ce să ia și m-am speriat de ei, deci ne cărăm. Ce e asta? Salt deposit. Oh! Nu-mi lovi ăsta, mi-l lovesc singur de fapt. Bine, pot să-mi repar oricând. What's that over there? Moonpool. Nu știu dacă avem Moonpool ăsta. Aia îl avem, da. Hai să repar și eu. Să repar Simoth-ul. Nu vreau să-l fie stricat. Bun, hai să ne mai uităm pe aici, pentru că din Simoth eu nu prea văd bine tot ceea ce trebuie să văd. Practic, deci salt deposit am foarte mult, nu mai întrebe. Hai să mai iau niște din astea, ia. Lithium, e bun. Gold, bă, e bun, să faci treaba. Uite, mai avem niște limestone-uri din astea. Asta sare de care nu-mi trebuie. Uite, astea îmi trebuie. Din ele pică lead și alte chestii șmechere. Mai dăm niște silver. Power transmitter, what the fuck. Interesant. Bun, mai luăm și niște din aia de acolo. Anything pe aici? Sau nothing? Da, apare nimica. Mă duc înapoi la Simoth, pentru că... Dar ce am luat acolo? Era cumva un power cell? Da, era un power cell bun. Power cell-ul e bun pentru Simoth. Super. Bun, cred că pot să închid asta, fiindcă am găsit ceva? Nu. Nu, cred că am chestia aia, nu știu. Au! Fuck, nu! Tocmai l-am reparat. Yeah, ceva pe aici? Jur că eu nu văd bine din chestia asta. Din asta am, nu? Și nu mai am nevoie. Da, nu mai am nevoie. Shit! Tree mushroom. Deși n-am scanat asta vreodată. Scanează și tree mushroom-ul ăsta. Tree leech, de fapt. Scanează tot. Nu lăsa nimic nescanat.
Asta este lit sau lithium? Lithium. Ha! Ce naiba? Salt deposit. Limestone. Nope, deci aici să știu că nu. Uite-l, mă, uite-l, mă, uite-l, mă. Cyclops Hall, uite-l. M-ai găsit unul. Mai trebuie unul. Bun, hai să luăm ăla, să nu ne pierdem de el. Ce-i ăsta? Mun, a, mun pulam. Bun. Mergem înapoi cu Cyclops-ul. Au! Nu văd astea, fiindcă-s deasupra mea. Mai trebuie un hal. Ăla e? Sau... Nea, mi se părea. Da, mi se părea că e, dar nu era. Nu e nimica, de fapt. Hai mă, cu un Cyclops hal mai dăm și mie. Și după putem să căutăm... fragmentele pentru motorul Cyclopsului. Care se găsesc într-o zonă foarte... Du-te în puii mei de pește. Care se găsesc într-o zonă foarte periculoasă. Din păcate, va trebui să mergem într-o zonă periculoasă. Unde e Leviathan the Reaper. Bă, pe aici parcă am fost, știi? De asta am impresia că mă duc prost. Cred că am fost pe aici. Hai încoace. Acolo nu cred că am fost. Adică să ne uităm prin zona asta. Asta mă refer, că nu cred că m-am uitat pe aici. Ia, ceva. Bă, îi se vede bine dacă este în asta, în chestia asta roșie, știi? Ce naiba este muzica? Deja ăștia clipi muzica. E ok. Siglide avem de mult. Ăla e? Nu, e Metal Salvage, nu? Da. What's this? Tot Metal Salvage, ce-a fost în capul meu să mă uit la aia? Ia să ne uităm pe aici. Hai mă, te rog. Unul mai întrebe, rugați-vă pentru mine să... Metal, așa, chișat. Uite de aia răi care mă atacă. Mai mulți de aia răi care mă atacă. Încă unul ăsta în care cred că găsesc că... Propulsion cannon nu am. Gata, l-avem. Ok. Din ăsta care vrea să mă atace cu siguranță. Metal salvage. Nimic, tot la tot ăla, tot ăla, tot ăla. Tot ăla. Na, în zona asta nu găsim... Încă un hal. Câtul meu și nasul. Deci nu găsim încă un hal în zona asta. Ceea ce este extrem de nașpa. Deci hai mă, încă un hal dacă mai găsesc. După aia pot să mă uit să caut unde voi găsi. Suntem pe la limită, băieți. Nu trebuie să te apropii de mine, să știi. Nu e obligatoriu, poți să stai în zona ta. Vezi, băia, cu minte. Suntem pe la limită, nu prea mai putem să mai mergem foarte mult cu Cyclops-ul. Pentru că ni se va deteriora. Hai mă, pe aici, te rog. Un hal, ceva. Un hal, de fapt, un hal ne mai trebuie, nu ceva. Aulou. What's that? No, nu-mi place de tine. Plec. Plec că nu-mi place de tine. Ei, nu mă interesează ce ești, sincer. Și dacă mă urc mai sus... Ce? Unde sunt? Ce e asta, boy? Oh my shit, unde sunt? Ce e chestia asta? Unde ne aflăm? Și n-am găsit halul ăla încă. N-am găsit noi halul, dar oare ce găsim pe aici? Bine, tot o să mă uit după hal. Tot de cred că am ieșit din biome-ul în care putem găsi.
Nimica. What the fuck? Am văzut înăuntru. Interesant. What the fuck, ce e aia? Nu știu ce este, e mumpul, nu-i așa? Nu-i așa că e mumpul? Cyclops engine. Engine-ul e motorul, mă. Deci aici găsim motorul, da, ok. Ok, să mă înapoi, nu vreau să faceți ceva sau să se întâmple ceva nașpa. Oh, ușor. Ușor cu ea razna jocul. Dar mai jos eu nu pot să mă duc și pe aici dau și de ripă și mi-e frică. Nu vreau să dau de el. Cred că aici, totuși. Poate pe aici să găsesc. Nu este exact aici unde sunt eu, nu? Nimica. Nu? Aici nu-i nimic. Ok, bun. Mergem. Ce-i aia? Purple tablet? Pot să iau? What's this bad boy right here? Ceva fragmente prin peștera asta? What the fuck? Uite, uite! Cyclops engine, yes? Ne mai trebuie încă una bucata. Dă-mi încă bucata, te rog, nu vreau să mă avânt prea mult. Nu știu, hai să dăm save la joc, am uitat că trebuie să salvezi jocul ăsta mereu. Mereu uit chestia asta. Hai să salvăm. Foarte urâtă este baza asta. Și mă fii pe partea aia. Și o să mor dacă nu ies la suprafață. Trebuie să mă grăbesc, nu știu dacă ajung, cred că ajung. Da, ajung, ok. Și e și insula asta aici pe care aș vrea să mă duc un pic să văd ce... să văd ce e și care e faza cu ea. Că prea e ea special așa, știi? Deci... Hai să mai uităm pe aici, poate găsesc ceva fragment din ăla de care am eu nevoie. Ce mai speria pește nenorocit? Păi să nu am scanat? Nu? Ok. Interesant. Pește că am și fost. Ne ducem deja către 200 de metri, ceea ce este foarte adânc. Nu știu dacă e bine ceea ce fac, dar n-am de ales. Trebuie să caut chestia aia neapărat. Și uite ce mă duc pe aici fără Simoth, dar... Hai să mă duc la Simoth, hai să mă duc. Am 200 de metri până acolo, o să ajung, e clar. Hai să iau Simoth-ul cu mine, ar fi o idee. Nu, pentru că mă simt mai în siguranță în el decât să stau așa. Decât fără el și nu știu pe unde pot să intru în el. Trebuie să iau prin peștera, da. L-am lăsat înăuntru în peștera asta. Oh, pe aici? Da, pe aici. 30 seconds. Gata, că am ajuns. Suntem la Simoth. Welcome aboard, Captain. Thank you, Captain. Ia pe aici. Nimica? Ok. Bun, hai să mai coborăm. Nu merge el foarte jos, dar nu-i problemă, coborăm din el. Tot trebuie să găsim ăla. Deci ne mai trebuie un... un fragment pentru... Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Ok. Deci, uite, ultimul fragment. Bun. Nu mai avem nevoie de zona asta, deci putem pleca din zona asta care este extrem de creepy și vreau să plec mai repede din ea. Te rog, pleacă, foarte întuneric, nu văd nimic aici. Bun, pe unde trebuie să luăm? Deci, e
și noapte afară, nu? Da, e noapte, fac urăsc chestia asta. Pe aici, cred, nu? Practic trebuie să ne apropiem de casă și cred că am trecut și de Aurora, nu? Da, Aurora e acolo. Ah, da, da, încolo, încolo, trebuie să mă duc, ok. Gata, aici mi-am dat seama. Suntem super departe, nu știu ce caut aici. Degeaba prin luminile, că n-am ce să văd la cât de... Ah, ok, hai că începem să ne apropiem ușor, ușor de baiemul nostru. În care are și trei, să ne aflăm. Oh, nu, 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 n-am făcut asta. Urcă înapoi, urcă înapoi. What the fuck, am vrut doar să mănânc și să beau. Ia și mănâncă și bea și mănâncă și... Mi s-a stricat peștele și mi-am pierdut toată apa. Salvează. Fugi repede acasă. Trebuie să fug repede de tot acasă. Deci trebuie cu viteză maximă să mă duc. Mamă, ce prost însă. Am uitat că peștele se mănâncă repede, nu când vrei tu. Ce-i peștele ăsta? E creepy, e mare așa. Sau ce e aia de fapt? A, e încă un, ok. Ok, interesant. Suntem foarte departe și am găsit o nouă chestie interesantă, unde aș vrea totuși să mă aflu. Stai, stai că mi-am amintit ceva, Ești din ăsta? Tai astea? Se pot mânca. Astea îmi dau HD-ul, ceea ce e ok. Prea-mi țin de foame, dar... N-ai nașpa. Unde-i mă direcția? Încolo, încolo, încolo. Ah, vreau să explorez chestia asta, dar nu mai am mapă, că mi-am consumat-o din greșeală. Luând alea și nu trebuie să fac asta. Bun, hai că mă grăbesc. Oricum acasă n-am mapă, deci ar trebui să caut și pești de aia mici. Măcar unul ceva ca să nu mor. Uite unul. Vine el. Mai trebuie să găsesc pește aia mici undeva. Am un pește ceva. Unul din ăla mic. A? Uite unul. E bun cât să nu mor. Fugi, 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 fugi. Pui și fa apă repede. What the fuck. Idiot sunt. Chiar uitasem, îmi jur. Deci uitasem complet. Fă apă. Ia și bea că ești mort. Bun, hai să ne luăm ceva de mâncat și de băut ca să ne facem viața full. Am uitat. Aulă, aulă, aulă. Nu e ok. Mi-a dat puțin damage. Bun. Am inventarul full, ce idiot sunt. Hai că mă duc. Bun, a reușit să ne umple inventarul. Fă apă repede și mâncare ca să ne hrănim de tot și să putem reveni în forță. Bun. Ne vom hrăni cum trebuie. Foarte bine. Apa e foarte importantă. Tipul moare foarte repede fără apă. Deci moare instant aproape.
din ăștia barcam la mai mulți, da. Bun. Deci hai să vedem. Îl hrănim. Vital signs stabilizing. A, deci apa nu merge peste. Bun, acum salvăm. În primul și în primul rând. Și revenim imediat după ce găsesc unde ar trebui să găsesc ultimul salvăm, dar revenim imediat. Am revenit, am reușit să să găsesc unde ar trebui să găsim ultima bucată. Faza e că eu evitam un pic să mă până ar trebui să mergem, să vedem repede Aurora, încolo, nu, nu încolo, nu încolo, încolo. Bun, eu evitam să mă apropii de chestia aia, vedeți? Vedeți nebunia aia de la bază, de la Aurora, este spatele ei care este ars. Ei bine, eu evitam să mă apropii de chestia aia și evitând lucrul ăsta, mi-era destul de greu să găsesc și ultima bucată de la Hall, ceea ce am nevoie, parcă Hall se cheamă sau... Sau de ce am nevoie la blueprint, mai am nevoie de un hal, da, de un hal practic și facem rost de Cyclops. Deci atât trebuie să mergem mai încolo, fiindcă e clar că trebuie să ne îndepărtăm, nu glumăm. Prea multă lumină strică unde nu-i nevoie. Deci nu o să mai folosim lumină. Bun, hai să căutăm. O să ne apropiem un pic, nu glumă. Am prea mai am pe unde să o iau, asta e chestia, adică eu am căutat cam peste tot, sincer. Și nu pot găsi ultima bucată de hal de care am nevoie. Pe aici pe sus deja n-are cum să mai fie nimic, înțelegeți? Deci dacă caut pe aici pe sus, sunt idiot. Doar pe aici pe jos ar trebui să fie. Ia să vedem. A, mă, dă-i lui Alvarez o bucățică, nu vrea mult. O bucățică îi mai trebuie. Și-și face și el Cyclops. Bine, nu-l facem, încă că trebuie să găsim materiale, dar măcar știm cum să-l facem, știi? O să mi se distrugă simul-ul dacă nu-l repar. Dacă găsesc bucățică, îl repar, dacă nu, nu. De parcă jocul i-ar păsa de... Cred că de la... de la am, dacă mă înșel, cum cred că e mumpul dacă mă înșel, nu? Cyclops Bridge, dar Bridge am. Mi-e mai interes Cyclops Hall. Shit, bun, hai să repar asta dacă tot m-am dat jos, pentru că e clar că are nevoie de o reparație drăguțul meu, Simoth, nu vreau să-l pierd. Și o baterie am, că am găsit acolo power cell-ul ăla, deci ar trebui să stăm cât de cât ok. Uite-l, mă! Ia uite-l, mă, ce fugea el de mine, nu-l găseam eu. Este, boș. În sfârșit am reușit să facem rost de Cyclops Hall și blueprint-ul de la Cyclops ne aparține, oameni buni. Holy smokes, yes. Oh, nu cred. Nu vezi, cred că am reușit să facem rost. N-aveți habar că am stat să caut chestiile astea. Sper să apreciați seria asta, pentru că eu chiar muncesc la ea, pentru că îmi place foarte mult jocul. Este al doilea joc pe care îl joc după League of Legends, deci nu prea joc nimic altceva. Și mi-ar face mare plăcere să pot filma și acest joc. Bun, acum că am găsit toate fragmentele, cred că vreau să vedem doar ce ne, ce ne trebuie pentru a construi, practic, Cyclopsul. Și după aceea va trebui să văd și... Vor trebui multe chestii. Vor trebui multe power cell-uri, pentru că el funcționează cu 6 power cell-uri și toate chestiile astea. Va fi destul de mult de muncă pentru Cyclopsul nostru, practic. Deci nu vom face rost de Cyclops așa de ușor. Măcar avem blueprint-ul, care și asta era o parte destul de nașpa, că trebuia să stai să cauți peste tot. Să zicem că de restul de itemele de care am nevoie pot să fac rost. Cam așa cred eu de resurse. Bă, cred că pot să fac rost lejer dacă știți ce zic. Pa, ne vom ocupa de mai multe. Dar le luăm și noi pe rând, nu ne grăbim, nu? Graba strică treaba. Se aude? Voi auziți asta?
se aude, frate. Cred că s-a bugui jocul. Cel mai probabil. Da, cel mai probabil s-a bugui jocul. Ciudat. Ok, bun. Hai să mergem înăuntru. Și să... Nu, de fapt, stai că nu trebuie să mergem la... ăsta, la podul nostru. Vehicle bay, de fapt, nu pod. Hai să mergem să vedem. Ia. Bam. Cyclops. Întreb. Plasteel ingot, enameled glass, lubricant, advanced wiring kit și lead. Salvăm. Și facem chestia asta în episodul următor. Eu am fost Alex Fraților, vă mulțumesc mult de atenția acordată, iar noi ne vom revedea în clipul următor. Pa, pa!